În această a doua duminică din postul Sfintelor Paști face și pomenirea părintului nostru între Sfinții era Grigore Palama, arhiepiscopul Tesalonicului, care a trăit între anii 1296 și 1359. Anul acesta se împlinesc 650 de ani de când a trecut la cele veșnice Sfântul Grigore Palama. Tot în anul 1359 a fost recunoscută oficial de către Patriarhia Ecumenică de Constantinopol și Metropolia Țării Românești. Așa că anul acesta prăznim 650 de ani de la întemeierea Metropoliei Țării Românești și de la trecere la cele veșnice a Sfântului Ierarh Grigore Palama, care a fost o vreme monah în Sfântul Munte Atos, călugăr, și a văzut acolo nevoințe de rugăciune de Sfinților părinți cuvioși de la Muntele Atos. Și este semnificativ faptul că atunci când era călugăr la Sfântul Munte Atos, Sfântul Grigore Palama s-a nevoit în părțile în care se află acum schitul românesc, Prodrom. În apropierea locului pe care a fost construit în secolul al XIX-lea schitul românesc Prodrom, adică înainte mergătorul și botezătorul Domnului Ioan, acolo s-a nevoit Sfântul Grigore Palama. Și pentru că avem o deosebită prețuire față de acest mare sfânt ca apărător al Ortodoxiei în fața raționalismului scolastic, aici la București a fost zidită o biserică cu hramul Sfântul Grigore Palama, și anume Biserica Paraclis a Universității Tehnice din București, Politehnice. Deci Sfântul Grigore Palama este prăzuit de două ori astăzi și în 14 octombrie. Data de 14 octombrie a fiecărui an. Iar în 15 octombrie este prăznuit Sfântul Paisie de la Neamț. Ambii au fost mari dascăli ai isihastului, ai învățăturii și practicii rugăciunii duhovnicești neîncetate, care aduce multă lumină în suflet. În sinaxarul zilei de astăzi, al duminicii, a doua din Sfântul Post al Sfintelor Paști, Sfântul Grigore Palama este numit Fiul al Luminii Dumnezeiești neînserată, neapusă. Adică teolog al Luminii Harului Necreat, care s-a arătat Sfinților încă din lumea aceasta. Și este vorba nu de o lumină venită de la soare, ci de lumina Duhului Sfânt, de lumina Harului Preasfintei Trăimii, care se dăruiește nouă tainic acum ca o pregustare, ca o arvună. Iar apoi, la a doua venire a Domnului și la învierea morților, se va dărui în plinătate celor care le-au iubit pe Dumnezeu, au păstrat dreapta credință, dreapta viețuire și au ajutat pe semenii lor. E bine, faptul că Biserica a fixat în această duminică, a doua din Marele Post al Sfintelor Paști, ca să fie pomenit în mod special Sfântul Grigore Palama, este semnificativ, deoarece prin aceasta se dorește să se arate că noi, după ce am prăzuit prima duminică din post ca Duminica Dreptei Credințe, Duminica Ortodoxiei, acum în a doua duminică din post, învățăm că dreapta credință, postul, rugăciunea, nevoințele, spovedania, împărtășirea, ne aduc lumina Harului neînserat. Din slava Împărăției Cerului, în mod tainic acum, ca lumina învierii sufletului din moartea păcatului și ca pregustarea bucuriei luminii învierii.
Deci, Duminica Sfântului Grigore Palama, a doua din Marele Post al Sfintelor Paști, ne cheamă să ne luminăm prin rugăciune, prin post, prin fapte bune, prin citirea Sfintei Scripturi, prin citirea vieților Sfinților, prin citirea scrierilor sfinte și prin toată fapta cea bună, prin tot cuvântul bun, ne luminăm. În această perioadă de post, noi ne aducem aminte că suntem botezați, iar pocăința este înnoirea botezului. Pocăința cu lacrimi este înnoirea botezului, care se numea și Sfânta Luminare. Când ne-am botezat, s-a spus, botezatul te-ai luminat, te-ai curățit. Deci, prin Sfântul Post al Sfintelor Paști, noi redobândim sau intensificăm lumina de la botez. Deci, în această perioadă, nu consumăm produse de origine animală, ci numai produse de origine vegetală. Pentru că plantele sunt rezultatul fotosintezei, al prelucrării luminii de la soare. Și deci noi ne hrănim cu plante crescute din lumină. Hrănim trupul cu lumină acumulată de la soare, care devine simbol sau veșmânt pentru alte lumini. Lumina Harului Celui Nevăzut, dar real, care ne vine din rugăciune, din spovedanie, din împărtășare, din faptele bune. Deci, iată cum mâncăm în această perioadă lumină de la soare, acumulată în plantă, pentru a hrăni trupul. Dar sufletul hrănim cu lumină din Sfintele Scripturi, din rugăciune, din scrierile Sfinților, din Sfintele Taine și din, și din faptele bune. Deci, iată cum duminica aceasta a luminii Harului Dumnezeu ne cheamă să ne luminăm și sufletele și trupurile ca să ne pregătim pentru marea lumină și marea bucurie a Sfintelor Paști, spre slava lui Dumnezeu și spre a noastră mântuire. Amin.